patiseriile și brutăriile din Sibiu au dat startul comenzilor pentru cozonaci. Multe brutării se pregătesc din timp pentru valul de comenzi care urmează să se apropie și fac câțiva cozonaci în plus, însă nu prea mulți pentru a rămâne proaspeți. Pentru a avea în continuare profit, patiserii au fost nevoiți să mai pună 2, 10 sau chiar 15 lei la kilogram odată cu creșterea prețurilor la ingrediente. Consiliul Județean Sibiu a stabilit valoarea finanțării pe care o va acorda cluburilor din județ pentru activitatea sportivă din acest an. 12 proiecte vor primi bani, iar cea mai mare sumă merge către echipa de basket CSU Sibiu. Mai exact 90.000 de lei din totalul de 250.000 de lei. Tânărul în vârstă de 17 ani, venit din Germania la o familie de plasament din Dumbrăveni pentru reeducare, a fost arestat preventiv după ce a omorât o femeie pe stradă la Mediaș. Acesta își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratilor. Băiatul a susținut în fața anchetatorilor că nu o cunoștea pe medieșancă și că a înjunghiat-o pentru că a crezut că este de etnie romă.